As president, you've tended to appeal to both the EU and Russia, and I'm interested, how is it possible to be close to the EU and be close to Russia? Eu cred că Rusia ar putea să ajute ca Uniunea Europeană să fie mai puternică, Europa să fie mai puternică. Eu sunt adeptul ideii unei Europe mari de la Lisabona la Vladivostok. Această idee a fost anunțată încă de Charles de Gaulle la mijlocul secolului precedent și tot este des repetată de diferiți lideri mondiali. Eu cred că aceasta este unica soluție pentru a face Europa mai puternică în fața provocărilor care vor fi în creștere. You've been described as being pro-Russian. I'm interested. Are you pro-Russian? I'm pro-Moldavian. Nu cred că este corect să încercăm să divizăm politicienii în funcție de vectorile geopolitice. Da, eu am relații destul de bune personale cu conducerea Federației Ruse, cu domnul Putin. Am avut mai multe întrevederi în primii 3 ani de mandat, dar acest lucru a fost dictat în mare parte de lipsa și înghețarea relațiilor bilaterale cu Federația Rusă de către guvernele precedente. În Republica Moldova este imposibil să fii pro-european doar sau pro-rus doar, pentru că aceasta duce la divizarea societății. Oamenii noștri, cetățenii, în aceeași măsură vor să fie prieteni și cu estul și cu vestul. Critics would say, how can Russia and Europe, how can you be friends with Russia and Europe given the aggressive nature of Russia in Europe? For example, Crimea. Eu cunosc acest subiect și foarte des este pus pe masa de discuții. Eu consider că problemele care sunt între Ucraina și Rusia, sper foarte mult că ei le vor rezolva în relațiile lor bilaterale. Noi recunoaștem integritatea teritorială a Ucrainei. Aceasta a fost poziția conducerii Republicii Moldova în toți 28 de ani de independență și această poziție nu s-a schimbat. But when you have Russia still occupying part of Moldova and Transnistria, how can you have that relationship with Russia? În Transnistria există niște depozite de muniții vechi din timpul sovietic. Nu este vorba de bază militară rusească în Transnistria. Este vorba de 20.000 de tone de muniții din timpul sovietic, care sunt la moment în niște depozite, unde se află circa 1.000 de soldați ruși care au cetățenie, așa numită cetățenie Transnistriei. Adică nu este vorba de bază militară ocupaționistă, cum este deseori interpretată de către partenerii externi. Evident că aceste muniții și acești soldați trebuie evacuați din Transnistria și noi salutăm poziția Federației Rusiei, care a fost anunțată anul trecut în cadrul vizitei la Chișinău a ministrului apărării al Federației Rusiei, domnul Șoigu, care a propus să inițieze procesul de distrugerea munițiilor de la Kolbasna din Transnistria. We're seeing a very divisive and polarized Europe. What would your solution be to that and how does Moldova fit into that Europe? Eu înțeleg că Uniunea Europeană nu este pregătită și nu este momentul pentru a merge pe accesul unor noi membri. Noi înțelegem că nu vom fi membri a UE în următorii 10-15 ani și acest lucru este evident și acest lucru o spun și partenerii noștri europeni. Uniunea Europeană nu mai este aceea care a fost 10 sau 15 ani în urmă. Nu mai este acea nostalgie pe intern și acea idee care unifica toate țările Uniunii Europene. Mie îmi pare că Uniunea Europeană are nevoie de ceva idei noi. I'm interested what they are. Eu cred că trebuie să apară o idee care să țină țările membre ale UE împreună. O idee care nu obligatorie să caute dușmani comuni. Pentru că foarte des diferite uniuni, asociații se creau împotriva cuiva. Eu cred că această etapă trebuie să fie depășită. Trebuie ceva ce ar uni țările membre UE. Many Moldovans feel closer to Romania and closer to the EU, young people in particular. So do you not feel like this message is out of step with a huge part of the population, and if so, how do you deal with how divisive it is in this country? Noi nu suntem împotriva Europei și faptul că jumătate de populație dorește integrarea în Uniunea Europeană, eu nu cred că trebuie să ne facă să stopăm relațiile cu partea cealaltă, cu Federația Rusă. So just so I'm clear, if you were offered full membership of the European Union tomorrow, would you accept it? Asta nu e real. I think it's not real. Și eu cred că dacă ar fi un referendum la această etapă în Republica Moldova, majoritatea populației nu va vota pentru acest lucru.